21, aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2020 a serviciului de alimentare cu apă și canalizarea SECE, compania de utilități publice SA Focșani. Din perspectiva celor explicate de domnul consilier, cred că materialul prezintă foarte clar problema aceasta a suportabilității. Și așa cum este stabilit de către Uniunea Europeană în relațiile cu România, suportabilitatea este la un minim de 2,5% din venitul gospodăriei medii. De asemenea, consultanții care au întocmit această analiză și în cadrul întregului studiu de fezabilitate privind proiectul pe programul POIM, au avut în vedere veniturile pe județul Vrancea, care sunt mai mici decât cele de la nivel național, și lucrul este remarcat în material. Formulele de calcul care sunt luate și prezentate, tocmai asta fac, să țină seama pe parcursul evoluției de aspecte și de acest gen. Sunt niște elemente minimale de creștere de 1,5%, 3% și abia în ultimul an, când investițiile deja vor fi fost făcute și își dovedesc eficiența și funcționalitatea, să aibă această creștere mai mare, dar tot în aceeași respectarea spiritului și sistemului de suportabilitate convenit cu Uniunea Europeană. Acest minim 2,5%. Deci niciodată tarifele viitoare pe România nu vor fi mai mici de 2,5% din venitul mediu pe gospodărie aferente județului în care operează un operator, o companie. Și pe lângă aceasta trebuie să remarcăm faptul că se aplică în aceste proiecte europene principiul solidarității. Adică investițiile sunt foarte mari, la un nivel de 207 milioane de euro pentru județul Vrancea, pentru următorii ani până în 2021, cu aproape 81 de milioane de euro pe sistemele de apă și peste 111 milioane de euro pe sistemele de canalizare și epurare. Practic se înființează sisteme de canalizare în comunele județului, așa cum acum 100 de ani s-au înființat sisteme de apă centralizată în Focșani, în Panciu, acum se înființează în aceste comune sisteme de alimentare, de canalizare și epurare. Lucru care este, să zicem așa, pentru totdeauna pentru aceste localități și care, cu siguranță, asigură confortul cetățenilor, asigură dezvoltarea localităților, dezvoltarea industriei mici sau turismului în toate aceste localități, pentru că, de fapt, asta este nevoie. Sistem de apă centralizat cu siguranță sanitară și calitatea apei, cu asigurarea apei în mod continuu 24/24, așa cum se întâmplă actualmente în toate orașele județului, și sisteme de preluare a apelor uzate, odată pentru evitarea poluării subsolului și solului, lucru imperios impus de Uniunea Europeană României și care asigură totodată facilități de trai cetățenilor. Această analiză cost-beneficiu și această strategie de tarifare reprezintă un mod foarte transparent și de asemenea care dă o predictibilitate tuturor și cetățenilor și agențiilor economici care beneficiază de aceste servicii pe o perioadă de 5 ani, nu știu ce alte servicii, la ce alte servicii vedeți o astfel de transparență și predictibilitate pe această perioadă de timp și de asemenea constituie condiție pentru continuarea contractului de finanțare abia semnat de către Ministerul Dezvoltării și Fondurile Europene cu județul Vrancea pentru acest proiect.